Grigorciuc Margarita și Cornuța Pavel, ghidați de doamna Elena Nandriș, ne invită la un frumos popas primăveratic. De unde, nu trebuie anunțat pe domnul Frița? Nu, așa zic, de poate. Așa zic, de poate. Fiecare
Scenariul e pregătit, eu trebuia să spun, să vin cu un mesaj de salut chiar la bun început, dar ca și doamna Descăriță am vrut întâi să mă inspir din acești copii frumoși. Iată și ați aleagă-i tot. Să mă inspir pentru că, într-adevăr, la propriu și la figurat, ne topesc acești îngerași. E cald aici, e căldura sufletelor dumneavoastră, e jarul ce-l dă talentul acestor copii și deoarece la fiecare manifestare am cântat din piesele proprii,
De data aceasta, dacă este sărbătoarea primăverii, mi-am amintit și eu de tinerețe, pentru că primăvara este anotimpul tinereții. Și acum vreo un sfert de veac, cu această piesă pe care o voi cânta acum, am luat premiul Mihaela Runceanu în România. E o piesă de dragoste. Or, primăvara este anotimpul tinereții, anotimpul renașterii, anotimpul iubirii și, de ce nu, anotimpul iertării. Toate durerile, toate supărările acumulate iarna, să le lăsăm în iarnă. Și odată cu soarele primăverii să vină iertarea în casele și în sufletele noastre. Iartă tu, inimă, iartă, că în dragoste trebuie să ierți. Regretata Mihaela Runceanu. Iartă, în numele dragostei.
Ești totul pentru mine. Mama, ai muncit din greu. Știe un nou Dumnezeu. Mama, ce mă țin la tine. Mama, ești totul pentru mine. Mama, doar atunci când tu strici mama, îți vindeca orice rană. Just
la cântat și la duce să rugat. Doamne ajută, atunci spun omului cu suflet bun. Doamne și la cântat și la duce să rugat. Despre aceasta ne cântă surorile Anastasia și Sofia Poclitar, însoțite de grupul folcloric Ghiocel din Banci Căuți. Thank you.
dumneavoastră va evalua acum în scenă grupul folcloric Ghiocil, împreună cu soliștii Irina Bercea, Mariela Ieremie și Vlad Bercea. Mm.